Cuca. Bravo. Mort. Așteaptă. Bravo. Sus. Da. Treci înapoi. Treci înapoi. Sus, sus, sus. Culcat. Treci înapoi. Treci înapoi. Bravo, bravo. Treci înapoi. Treci înapoi. Treci înapoi. Bravo. Latră. 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 Hai, vine aici. Ia. Șez. Stai frumos. Bravo. Bravo. Încă. Takeo în limba japoneză înseamnă puternic ca un bambus. Data în care noi ne-am întâlnit pentru prima oară este 12.1.2012. A fost un câine abandonat de oamenii care l-au avut de când era mic. N-au știut să-l trateze, n-au știut să se comporte cu el și a tulburat comportamentul și cred că pe alocuri a devenit periculos. Au intrat în niște conflicte pe care ei n-au mai putut să le gestioneze. Și atunci l-au abandonat efectiv. El a fost recuperat din pădurea Videle, acolo unde a fost abandonat. Dar practic ei l-au defectat și apoi l-au aruncat. Arăta deplorabil, da? Era foarte, foarte slab. L-am luat în ideea de a-l reabilita. L-am reabilitat, m-am atașat de el, l-am păstrat. Și de atunci până acum suntem împreună. Dar el are acum 8 ani jumătate, ceva de genul ăsta. Da. Tot acest timp eu m-am ocupat de el, l-am învățat lucruri, dincolo de educația propriu-zisă și de stabilirea relației noastre. Ok, l-am băgat în ședință, i-am spus, băi, acum cine conduce? Hai să vedem care este șeful. Nu este un câine ușor de gestionat, dar este un câine pe care, dacă îl înțelegi, este extrem de devotat. Și uite că avem o relație bună de atunci, din 2012, din ianuarie, și își trăiește viața. Practic, cumva i-am dat șansa unei vieți normale. Dar fericit câinele tău? Eu zic că da. Mi-aduc aminte că era imediat după Paște, acum câțiva ani, nu mai știu încă de ani, și eram cu el liber, prin parc, în parcul Iore. La un moment dat, ce crezi că faci? Apare el, mai aveam o cățelușă cu mine, apare el după o tufă, cu gura plină de o bucățoaie de cozonac. Dar știi, a fost foarte drăguț că el era extrem de preocupat de bucata aia, dar n-a stat acolo să o mănânce, a zis, opa, se simțea cum usca pe căciula, a venit cu ea la mine grijuliu. Când l-am văzut, îți dai seama, l-am lăsat cu ea în gură până a venit aproape și i-am spus, lasă. A lăsat-o, dar era foarte, foarte anxios că dacă o pierde, practic era trofeul lui. Și pentru că l-am văzut așa, cumva mi s-a făcut și milă. Uite, mă, a câștigat și el ceva în viața lui și acum, practic, trebuie să rămână fără. Nu, pentru că a fost atât de cuminte, am zis, bine, mă, liber. S-a apucat și a mâncat toată bucata aia de cozonac. Deci a fost trofeul lui. Bravo, mă. Liber. Uite, am o recompensă. Da? O vezi că da. O vezi că o așteaptă, da? Ia uite, uite de la coada lui. Ia, dă-mi noroc. Cred că mai vreau o recompensă. Da, să știi că eu nu am așa ia, ceva. Vine aici. Stai culcat. Bravo. Această recompensă își face întotdeauna efectul. Știi? Spune-mi, dacă recompensa o ia de la tine, dacă eu i-aș oferi o recompensă, o ia? Uite, poți să încerci. Nu mă mușcă, nu? Sub nicio formă. Cred că mă refuză, ba nu. Bravo. Ia. Da. Uite-te un pic, acum a găsit o bucată de pâine. Vezi? Și îi spun așa, Takeo, lasă. Ia vine aici. Vine aici. Bravo. Uite, iau eu bucata asta de pâine și practic, stai, transform, îl vezi? Ia. Transform acest moment cu bucata de pâine în ceva foarte drăguț. Ia și înapoi. Bravo, culcat. Latră. Zi. Așa, latră. Așteaptă, lasă. Și acum așteaptă momentul. Așa te privește fix în ochi de fiecare dată când vrea ceva? Da. Uite, fii atent, ia, atent.
Ai, liber. Și acum pot să nu-i o las. Ce dacă a găsit-o în iarbă? Dar practic este trofeul lui și mie îmi place să încurajez cooperarea dintre noi. Nu ți-e teamă că s-ar putea să mănânce ceva, nu știu, poate această felie de pâine este impregnată cu o substanță toxică? Știi de ce nu mă gândesc așa cum îmi spui? Pentru că sunt un tip optimist. Și întotdeauna mă gândesc că e imposibil ca cineva să stea, să-și facă de lucru, să plimbe diverse sortimente alimentare pline de otravă pe stradă. Mai am un fox terrier și vreau să spun că, fiind în casă, ei se mai joacă. Dar și el și femeia de cățel comunitar pe care o am, suntem, ți-am spus, o haită, sunt pe dispoziții. Cel mic întotdeauna vrea să se joace. I-am surprins într-o seară în care aceștia stăteau jos, și el și cea mare, maidaneza, stăteau jos cu minți, cu bodul pe labe, și piticul ăsta tot încerca să-i provoace la acțiune, da? Și se tot ducea și se ducea la... se uita la el. Hai, nu miști un pic? Ăsta nu mișca. Dar special, știi, îl vedea pe ăla că încearcă, stă cu bodul pe labe și nu mișca. Și piticul se ducea, hai că poate miști un pic. În lumea lor e o lege. Bă, dacă stau jos, liniștit, nu mă deranjezi. Trebuie să-ți arăt că îmi doresc și atunci, ok, putem să ne jucăm. Dar piticul trebuia să-l facă să se miște, știi? Și a tot încercat, se ducea pe o parte, se ducea pe alta, se uita fix la el așa, haide, poate miști un pic. E, vreau să spun că eu cred că au stat vreo 2 minute așa, s-a tot învârtit în jurul lor și ăsta și cealaltă femeie la maidanez l-au ignorat cu obstinație. Până la urmă, când a văzut că e ignorat și toată lumea stă liniștită, s-a dus, s-a tolănit el acolo și a rămas așa. Dar mă uitam special, că de aceea am și apucat să filmez, că el știa exact ce se întâmplă și știa exact intențiile respectivului, dar de-al naibii făcea fețele astea, se făcea că nu există celălalt, știi? Să știi că în ochii mei se vede marea, dar noi suntem la lac aici, da?